mai știu exact momentul în care m-am gândit prima oară, dar știu că mergeam cu tatăl meu când eram copil, mergeam pe șantierele de pictură și am trăit în atmosfera asta. Deci cumva eram familiarizat, n-a fost o surpriză pentru mine. Adică n-a fost un moment anume. Însă, din câte mi-amintesc așa, am fost foarte, foarte mișcat la un moment dat când am văzut pentru prima oară filmul lui Zeffirelli despre viața Mântuitorului. Fiecare biserică are un scop al ei. O catedrală foarte mare are un scop măreț, un scop care cumva e mult diferit de o biserică dintr-un sat, dintr-un cartier, dintr-un loc anume.